Bună și bine ați venit pe Tarot Ada. Pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent, descendent sau oricare altă planetă de pe harta dumneavoastră astrală în zodia Leu, astăzi vom face Leu pentru săptămâna 27 mai 2 iunie. Și haideți, dragilor, să vedem ce vine către voi în această săptămână Leu. Haideți să vedem niște energii. Ce vine către voi în această săptămână? Lei. Vin răspunsurile la întrebările tale. Ești în lumina adevărului. Vei vedea limpede un adevăr în această săptămână. Descoperi adevărul. Aici afli ceva. Tot află leul de ceva timp, tot mai are de aflat un mare adevăr, dar știi probabil, te aștepți, pentru că aici ți se transmite să cureți trecutul și să vindeci prezentul. O ploaie care te reîmprospătează, te revigorează și te aduce acolo unde vrei tu. Curăță aerul. Aici ai un tunet, un fulger care vine și curăță totul. Dacă mai este ceva de curățat, se curăță în această săptămână, dragilor, se face curățenie. Aici îți găsești locul tău. Care este locul tău, meritul tău pe acest pământ, în viața ta, în acest moment. Haideți să vedem. Este frumos pentru voi, este o energie foarte curată, o ploaie care te reîmprospătează, o ploaie mistică. Vine și curăță trecutul și vindecă prezentul. Aici cureți trecutul, faci curățenie în jurul tău. Aerul se reîmprospătează, tu respiri oxigen proaspăt. Îți găsești locul, îți găsești scopul. Haideți să vedem. Descoperi adevărul. Regina de bâte și papa. Și un șapte de monede. Aveți aici o persoană, aici o persoană tot în zodie de foc. Un taur și o ieșire dintr-un mare impas. Vei ști cum să ieși din acest mare impas. La capătul setului de cărți este o regină de monede. Orice ați fi trăit aici, orice adevăr veți afla, orice mască va zbura în aer, faci pace cu trecutul. Vindeci trecutul. Vedeți, aici este această carte a șaptelui de monede, în care această doamnă iese și dă drumul unui porumbel alb, se eliberează de tot ce a aflat, de toate secretele, de toate lucrurile care au ținut-o aici. Aici a fost durere pentru lei. 10 de spade și 9 de spade. Dar a ieșit din această colivie acest domn. Vedeți? Nu mai este închis. A ieșit. Se întreabă ce poate să facă de acum înainte. Curăță trecutul și vindecă prezentul. Trecutul e greu aici, a fost greu. 10 de spade. Dar și în această imagine arată un om care se însănătoșește. Este un sfârșit de capitol. 10 de spade, mai mult de atât nu se poate. Este o carte grea, o carte a suferinței. Ați trecut aici de această suferință și veți ști să vă folosiți de aceste lucruri. Doi de monede arată cum jonglați cu toate aceste lucruri înțelept. Prima carte din citire este Regina de Bâte. Sunteți voi, doar că în această săptămână veți fi într-o energie foarte stabilă. Un mix perfect între Regina de Monede și Regina de Bâte. Stabilă, statornică, independentă, creativă sau independent și creativ dacă sunteți domni. Văd aici o persoană în zodie de pământ, Taur.
Fecioară sau Capricorn. Alături de această persoană puteți începe ceva frumos, puteți avea un nou început. Curățați trecutul, vă detașați de un trecut greu și mergeți către ceva nou, frumos. Îmi place aici pentru că leii știu să folosească înțelept toată această suferință. Ați învățat din toate lecțiile pe care le-ați avut. Aici mai ai ceva de aflat și vei afla în această săptămână. Aici descoperi adevărul. Ești pe cale de a afla ceva, de a afla un adevăr și ești în lumină. Vei afla, vei închide, vei merge mai departe, indiferent ce ar fi fost aici. Sunt multe credințe aici, atenție la prejudecăți, pentru că această curățare a aerului de trecut trebuie să vă trimită într-un prezent, într-un viitor, fără niciun fel de bagaj, fără niciun fel de prejudecată. Vindecă, tratează, scapă de aceste lucruri, obiceiuri. Poate trebuie să începi să trăiești sănătos, să mănânci sănătos, să te hidratezi mai mult, să dormi mai mult, să faci un echilibru între viața profesională și viața personală. Sunt multe lucruri aici pe care le ai de pus la punct, dar este o săptămână frumoasă, o săptămână în care vedeți, nouă de spade nu mai este acea carte a nopților nedormite, a acelor gânduri negre. Începi să vezi cu alți ochi toată viața ta, te uiți în urmă și vindeci. Dai drumul acestui porumbel și te bucuri de cine ești, de cine ai devenit, de cine ai ajuns. Persoane bune, este posibil în această săptămână să mergeți la instituții și să încheiați un contract, să plătiți ceva dacă aveți ceva de achitat, reușiți să vă eliberați de un credit, de o factură, de poate aveți ceva, un act pe care trebuia să-l rezolvați și l-ați tot amânat. Este momentul ideal în această săptămână. Da, o să vă coste ceva, dar merită. O să vedeți. Este posibil în această săptămână să jonglați cu două joburi, cu două situații, să vă folosiți timpul pentru voi într-un mod constructiv. Poate îți mai iei un job și îți iei gândul de la alte lucruri. Aici vindeci, faci pace cu un trecut. Îmi place pentru că leul se vindecă, iar aici îți găsești scopul, îți găsești locul. Posibil să te muți în această săptămână, să schimbi țara, schimbi locul, schimbi norocul. Multă curățenie văd în viața voastră. Afli tot ce mai este de aflat din trecutul tău, poate despre o persoană, poate despre ceva ce s-a spus la un moment dat despre tine și nu avea nicio legătură cu tine, poate afli aici motivul celor întâmplate în trecut, de care habar nu ai avut, motivul acestei dureri. Aici afli un adevăr. Și vei face pace cu trecutul, vei da drumul acestui porumbel, vei înconjura totul cu iubire și vei merge lin pe drumul tău. Aici nu mai ceri socoteală nimănui, nu mai dai nimănui socoteală, faci așa cum crezi tu că este bine pentru tine și bine faci pentru că se curăță totul în jurul tău. Universul intervine și te ajută. Rămâi focusat. Rămâi focusat pe cine ești tu cu adevărat. Rămâi focusat pe prioritățile tale. Ai aici o misiune și tu trebuie să rămâi focusat, să vezi ce poți să faci de acum înainte, să-ți fie bine, pentru că aici Universul a curățat, te-a ajutat și tu ai făcut multe în acest sens. Este o săptămână stabilă, bună.
în care poți întâlni această persoană în zodie de pământ sau tot în zodie de foc, o persoană mai în vârstă, poate fi un mentor, poate să nu fie pe plan sentimental, poate să fie o persoană, un mentor, să mergi la un lăcaș de cult, o persoană care să te ghideze în evoluția ta spirituală. Îți ia aici un văl de pe ochi, afli ceva important în această săptămână. Acest lucru pe care îl vei afla, acest adevăr care ți se relevă, îți va schimba tot parcursul vieții tale. Poate treci de la ură la iubire, poate este un lucru de acest gen. Schimbi total ceva, o credință, prieteni pe care îi credeai buni, îi vezi cu alți ochi și invers. Prieteni de care te fereai, îți dai seama că nu au avut niciodată nimic de împărțit cu tine. Sunt aici niște situații de acest gen, dar este o săptămână stabilă, o săptămână frumoasă în care poți să te destăinui unui preot, să mergi la o spovedanie, să te eliberezi. Aici văd o eliberare de un trecut și asumarea prezentului. Rămâi focusat pe ceea ce ai tu de făcut de aici înainte. Aici trebuie să cauți adânc în rădăcinile tale. E împământarea, împământează-te. Gândește-te la strămoșii tăi, la grupul tău de suport, la părinții tăi, la ce ai trăit, ce ai dus mai departe din familia ta și rămâi focusat pe ceea ce îți dorești tu. Rupe aceste stringuri, aceste lucruri care poate te-au adus în acest impas. Aici este o primă lumină, un prim pas, o primă treaptă pe care o faci din noua eră care se deschide în fața ta. Începe un ciclu nou, frumos pentru voi. Haideți să vedem un sfat. Eliberare, văd aici. Eliberare de un trecut, eliberare de o persoană, eliberare de energii negative. Îngerul învățării, ți-ai învățat toate lecțiile. Ți se transmite clar, mai ai un răspuns la o întrebare, îl afli și pe acesta și toate energiile se curăță. Îngerul puterii, îți iei puterea înapoi și mergi spre visul tău, rămâi focusat pe visul tău. Poate aici te-ai retras, ai stat în solitudine, în solitudine ți-a venit o idee, ai văzut ceva, poate această solitudine, în această solitudine te-ai retras și ai mers la un lăcaș de cult, ai meditat, te-ai reinventat. O săptămână sau o vei face în această săptămână, o săptămână frumoasă pentru lei, îți clarifici locul. Îți cunoști foarte bine spațiul tău și îți iei puterea înapoi. Multă stabilitate văd pentru voi. Dacă viața voastră a fost grea, un haos, tristă, cu lacrimi, cu durere, se încheie acest ciclu. Se întoarce roata la 180 de grade și aveți parte de prima lumină. Un nou ciclu, o nouă eră care se deschide acum pentru voi. Dacă aveți o întrebare pentru această săptămână, o să vă rog să vă adresați acum, să-i găsim și un răspuns. Și răspunsul a și venit. Iertare. Aici, probabil, adevărul pe care trebuie să-l afli și pe care îl vei afla, va trebui să-l ierți. Oricum, nu mai poți schimba nimic. Întrebarea la care tu vrei un răspuns, implică tot iertarea. Poate trebuie să ierți pe cineva, poate cineva trebuie să te ierte pe tine și se va întâmpla acest lucru pentru că va avea loc o mare schimbare fericită. Lucrurile se vor termina frumos pentru tine. Orice te-ai fi întrebat, are loc o schimbare fericită. Nu astăzi, mai așteaptă puțin. Dacă vrei să-ți ceri iertare de la cineva, mai așteaptă o oră, două, o zi. Dacă cineva își cere iertare de la tine, nu-i da răspunsul pe loc. Lucrurile se vor schimba și va fi aici o rezolvare.
frumos pentru voi. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o săptămână de vis. Vă pup, pa, pa!